Da, chestiunea este de competența autorităților locale proaspăt alese și cu siguranță bucureștenii au ales o nouă echipă ca să rezolve această problemă și așteptăm cu toții să o rezolve. Pe de altă parte, guvernul este foarte interesat să participe în această rezolvare, așa că putem să fim optimiști că se găsesc soluții pentru această problemă. Ar fi revoltător dacă bucureștenii ar rămâne fără apă caldă sau fără încălzire acum când încep deja nopțile să fie destul de reci.